Diana Vasilescu vă prezintă jurnalul Agro TV. Bine v-am găsit, încep știrile. Pesta porcină africană a omorât mii de animale la Buzău, iar de frica virusului, mulți crescători și-au ținut fermele goale. Unii agricultori și-au refăcut cu greu efectivul de animale, iar acum speră ca vânzările din luna decembrie să-i ajute să mai recupereze din pierderile suferite. Un crescător din Buzău anunță deja scumpiri la kilogramul de carne pentru animalul vândut în viu, pentru că sunt deja luni bune de când costul la vânzare nu mai acoperă cheltuielile de producție. Cum ați reușit să supraviețuiți în toată această perioadă? Păi, în această perioadă am supraviețuit că n-am avut animale. Am reușit să populez în august o singură hală, pentru că celelalte n-am mai putut să le populez din cauza apariției focarilor de pestă prin jurul meu, aici la Zărnești, la Poșta Câlnău, la Bobocu. Deci tot timpul a fost focare, chiar și acum e un focar care nu este închis lângă mine aici. Prețul cărnii de porc, sau mai bine zis a porcului în viu, este stabilit în funcție de bursa din nordul Germaniei. Deci noi în fiecare săptămână, joia, avem un preț stabilit de bursa din Germania, care e preț de referință pentru abatoarele din România. Cum se conturează acest Crăciun din prisma crescătorilor de porci? Ce să vă zic, crescătorii de porci ăștia care mai sunt, cred că o să fie un pic mai bine, că va fi un preț bun și își va mai recupera din cheltuieli, dar nu prea sunt crescători de porci.